Deputatul UDMR Norbert Tapio consideră că lupta împotriva corupției este una foarte importantă, iar propunerea legislativă, tocmai adoptată, nu limitează acest efort. Parlamentarul împreună cu colegii săi de partid au votat în favoarea modificării legii statutului judecătorilor și procurorilor. Dimpotrivă, a fost adoptată o lege cu reglementări foarte clare, o lege care se aplică tuturor în mod egal. Am votat în favoarea separării carierelor judecătorilor de ale procurorilor. Astfel, judecătorii și procurorii trebuie să își exercite atribuțiile separat și independent unul de celălalt. A fost nevoie de această modificare pentru că, până acum, legislația nu prevedea acest aspect. În urmă cu câteva zile, reprezentanții USR l-au arătat cu degetul pe deputatul UDMR pentru că este pro-legile justiției. În momentul de față, se poate vedea că USR încearcă tot posibilul ca să creeze diversiune. Ei nu explică în mod clar unde se găsește în lege despre ceea ce vorbesc ei. În momentul de față, USR protestează pentru sistemul actual. Iar sistemul în care judecătorul și procurorul nu este separat unul de celălalt. Sistemul în care judecătorul și procurorul nu sunt independenți unul de celălalt este sistemul adus de Stalin. Deputatul a mai spus că se dorește separarea puterilor în stat pentru ca justiția să fie independentă. Potrivit lui, într-un stat de drept, procurorii nu fac parte din puterea judecătorească a statului.